astăzi începem să extraordinară prin dispoziția domnului primar numărul 442 de 19-11-2016. Din cei 15 consilieri locali, nu sunt prezenți 13, acceptată nemotivat domnul Turlan Iulian și domnul Gabriel. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnule primar, vă rog să prezentați proiectul ordinii. După cum ați văzut din convocație, avem două proiecte de hotărâre. Proiectul numărul 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, platformă de depozitare și gospodărie a gunoiului livraj și a deșeurilor menajerii cu numai 30 Bacău. Și proiectul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare a venitului și cheltuielilor comunei pe Iisus Cuba. Pe anul 2016. Cine este pentru proiectul de ordine de zi? Așa că trebuie să zice pentru. Vă... Abținere. Motivați, abținerea? Da, acum să mă motivez? Vă rog. Deci, s-a supus la vot ordinea de zi. Ordinea de zi ar fi fost de acord cu ea dacă ar fi primit în totalitate materialele la timp. În cele trei zile prevăzute regulamentul. 2. Am parcurs unul din materiale, îl găsesc total incomplet, este o investiție despre care se poate vorbi, pe care eu, parcurgând toată documentația înaintată, nu am fost în stare să o localizez. Concret, pune ocuparea terenului așa, zice, terenurile care se înveținează cu, ar fi, terenul despre care face copire, ar fi înveținat cu Consiliul Local Căiuț, terenurile care se înveținează lotul studiat sunt fiele proprietări particulare, Consiliul Vest, planșele anexate. Planșele, care planșe? Care nu sunt? La care se vor? 2. Încadrarea în localitate, de zonal sau în teritoriu, cum s-ar chema ea, terenul care a generat fuziul are următoarele vecinătăți. Vecinătățile de la nord, proprietatea Consiliului Local liber de construcție, la sud, tot așa, liber de construcție. Câte proprietăți nu pot fi libere de construcție, la nord, la est, la vest, la sud, care nu sunt individualizate și nu este o schiță a terenului respectiv. Deci, domnule, eu nu pot să fiu de acord cu ceva deci pe care mă abțin. Suntem mai nou și vă dau dreptate. Păi, dar dacă facem o treabă pe repede și înainte, așa a fost și ședința precedentă, așa este și ședința respectivă, se vorbește în punctul 2 a ordinii de zi despre proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Sunt de acord, dar dacă mie mi se dau hârtiile cu câteva minute înainte, și am venit de 2 ore aici în primărie, în termen ca să iau hârtiile respective. Nu trebuia să faceți dumneavoastră efortul și mi le dați prin mail și mai departe. Domnii mei, niciodată, voi fi de acord cu absolut toate propunerile dumneavoastră, ale colegilor din Consiliu, dacă ele, dacă eu pot să-mi dau, să le analizez și să-mi dau seama despre ce este vorba. Atâta timp cât nu am această posibilitate, vă rog frumos să-mi permiteți să mă abțin. În schimb, v-aș mai solicita un lucru. Dar acum, sau când considerați dumneavoastră, să-mi mai dați odată cuvântul să fac o propunere pentru o viitoare ședință urgentă care trebuie, adică în următoarea ședință, să discutăm un lucru pe care eu îl consider foarte necesar și de actualitate. Dacă îmi dați voie atunci, sau o fac acum. O să vedea domnul președinte în cadrul... Atunci, nu avem diverse. Eu nu pot să vă dau cuvântul. Păi, putem face o excepție dacă este, dacă voți și ceilalți spun în acord. Da. Dacă voți sunt și ceilalți de acord, putem introduce diversii. Dacă sunt de acord, dacă nu, spun în acord. Dar asta o fac Vă mulțumesc. Procesul verbal de la ședința anterioară a fost studiat, dumneavoastră? Aveți obiecții? Ați făcut acum să mulțumim? Cine este pentru? Sunt o dată că sunteți pentru sau?
Procesul de doamnă, să-i zi-am de rog. Pentru și... Păi da, dar se ridică, dar nu pot număra. Întrebați invers, împotrivă. Păi așa, că număr... Cine este împotrivă? Puneți-ne câte secunde trebuie să stăm cu mâna sus. Păi nu vreau să mă vizualizez. 3 secunde, 10 secunde. Nu-i mă dăruți, așa. Nu mă mulțumesc. În regulă, așa e bine. Cine este împotrivă? Abține. Înseamnă că 13 voturi pentru. Bun. Doamne președinte, la mulțumesc, vorbim să te luați. Proiect de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, platforme de depozitare și hotărârea bunurilor de grăș și a deșeurilor menajerii comuna Hrăiești și Răzul Bacău. Doamna primar, pe scurt, așa cine a spus la ședința comisiei, câteva informații. Deci, proiectul ăsta lui tine din 2009. Am ajuns la faza, la faza de pus. Da? Ca să depunem documentația definitivă pentru pus, îi trebuie aprobarea Consiliului Local. Deci, l-am tot, până acum, dintr-o parte în alta, dintr-o parte în alta. Mi-a trebuit semnături de la vecini, am obținut-o cu greu. Am încercat să schimbăm amplasamentul, nu s-a găsit un amplasament mai bun că ca să ne dea aprobarea. Acum suntem la baza de depunere de documentație pentru pus, dar pentru județ. Bun. Da? Da. Da. Domnul consilier, dacă se scrie cineva la urmă. La cineva, la partea următoare, domnul Matei, adăugați. Spuneți că platforma asta se discute din 2009. Da. Spuneți-vă, sau n-am înțeles justificarea ei, platforma de depozitare și hotărârea bunurilor de grajd. Ce s-a avut în vedere? Raza comunei Crăiești nu sunt ferme agricole. Bunurile de grajd la cine? Cine i-a luat bunurile de grajd acolo? Și cu ce de la Pradea? Cum duce bunurile de grajd acolo? Care a fost justificarea, menirea? Și după ce se va finaliza, bănuiesc că va fi monitorizat 5 ani de zile, nu? Cel puțin 5 ani de zile. În situația în care nu se justifică în 5 ani de zile, nu se va aduce gunoi acolo, că oamenii nu știu cine va aduce în comuna asta, dar gunoi acolo. Ce se va întâmpla? Se va pierde finanțarea? Asta e ceva, dacă puteți mă rămâneți așa, pentru... Adică și prioritatea s-a avut în vedere, putea să facă altceva, mă gândesc, mai important de comuna asta decât... Deci nu s-a făcut gunoi menajer. Poate era, nu mai ducea la bancul, la celul, la voi, la bătul. Deci aici, vineau și pomânii ceva, adică era mai justificat. Atât, mulțumesc. Mai ceva? Nu mai zic. Deci, toate fondurile europene se dau pe o anumită direcție, pe o anumită linie. Deci, este măsura asta pentru gunoi de, groapă de gunoi de grajd. Gropile de gunoi la platformă. Gropile de gunoi, platforme de transfer sau de depozitare a gunoiului menajer nu se aprobă la nivel de comun. Sunt toate date pe, la nivel de, de județ. Deci nu aprobă nimeni, nu este nici într-o comun din județul ăsta platformă de gunoi menajer. Am înțeles. Pe gunoi de grad s-a făcut o analiză la nivelul județului, din ce știu din urmă. S-au aprobat 3 platforme de depozitare a gunoiului de grad. La nivel de județ. La nivel de județ. Răcăciuni, pentru partea aia de Siret. Una aici în sus, spre Tazlău, în partea de... Și s-a considerat comuna Tuiuț, fiind la mijloc, pentru să strângă tot gunoiul de grajd din zona Onești Adjut. De aia s-a luat ca măsură. Și la persoane fizice sau nu la persoane fizice? Absolut. La orice? La persoane fizice. Special. Cei care se transcresc animale, vitii, voi, vor fi obligați să aducă... Nu vor fi obligați. Dar mediul, la un moment dat, va veni cu măsuri care să spună, nu mai voi să... Gunoi de grajd, în Chișelăul ăla care iese de la animal, nu ai voie să mai se intri în pânza freatică. Trebuie să-l duci, să-l depozitezi la locul lui și să iei după aia bă, produsul, adică iei mraniță. Când va veni mediu și va pune așa ceva, părerea mea se va face peste 5 ani, 10 ani. Când această platformă nu va mai funcționa, va problema platformei de gunoi și a interesului nostru care îl avem, nu-i numai asta, funcționează, iată pentru platformă de gunoi nu mai vin niște utilaje pe care le putem folosi. Cărcători flotau,
în mașină de prăștia cu noi, remorcă. Asta vine de vreo 8 ani. Uite că am început proiectul, că pe asta să... Discuțiile astea sunt din... 8 și cu 8. Bine. Deci, de aici, vreau să vă spun că cine s-a făcut până în iunie, din iunie până acum, am făcut mai mult de ce s-a făcut în 6 ani. Deci, procedurile care le-am făcut noi în câteva luni, sunt mult mai avansate față de ce s-a făcut din 2009 până acum. Dacă cu fondurile europene și... Și dat, special pe platformă de gunoi de graj, nu pot să... Și noi am vrea să facem altceva, vă gândesc normal. Dar dacă banii sunt pentru asta, nu se poate face nimic altceva. Și de-aia nu e numai că se facă. Asta sperăm să ne să știți că este destul de muncă. Omul de la urbanism, nu vă spun câte drumuri de marcă ochi. Eu, în special, și cu doamna secretar, du-te la Consiliul Județean, du-te la mediu. Fă ședinții, că nu vreau să ne apropii. Ne-au, din cauza concesiunii care o avem lângă acolo, am avut ieri discuții și scandalul și cu cei de la agenția de mediu până mi-au dat aviz. Dacă nu obținem avizul la ei, nu puteam să înaintăm documentația pentru pus. Acum am obținut avizul la ei, am obținut toate avizurile, trebuie să mergem în continuare cu comunitatea locului. Iar suntem, ca și comună, pe toate, programul ăsta cu fondurile astea europene pentru platformă sunt pe toată țara. Suntem, dacă, nu știu dacă ultima, dar ultima sau penultima comună, ultima comună, vis-a-vis cu acest, că ne-am înscris, am demarat și nu n-am reușit să obținem puzul la timp, toate comunile celelalte au obținut. Cât e cu finanțarea? Primăria cât contribuie la acest proiect? Oricum, maxim 10%. Maxim 10%. 5%. Păi 10% la ce sumă? Dacă o sumă, nu știu, de milioane de euro, e ceva. Nu, eu cum confidanța e foarte mică. Foarte mică. Ca altfel nu să băgăm nimic. Răcăciunul a reușit, că s-au ținut de acolo, ei le-au venit și utilași și tot, au făcut platforma. Funcționează. Bun, supunem la voi. Cine este pentru? Am întrebat cine se scrie acolo, dacă n-am spus nimic. Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu. Da. 12 voturi pentru. Domnul primar. Din scrisurile de aici, nici eu nu-mi imaginez unei platforma asta. Cam unea... Să vă spun popular așa, adică asta? Stați așa un pic. Deci, fondurile europene destinate acestei gropi comune includ și căile de acces spre groapă? Nu. Păi și atunci, cum? Le aduci cu elicopterul? Avem cale de acces. Haideți să vă spun ca să înțelegeți unde este. Pe drumul din Hambac, unde se merge la Butoaia, ca niște tiți, adică acum popular, vă spun exact. Vă că nu e sus acolo, ci la stânga spre Lunga, nu? Da. În capăt, la Butoaia, unii teren o să ne trebuie, unii izlazul. Da. Teren ne trebuie, nu e izlazul. Teren e productiv. La Bolovan, acolo. Da. Unde traversează, se traversează din Lunga spre Butoaia. E un tub acolo, la canalul care vine de la Cina. Și de la tubul ăla, 503 metri. Vor intra mașini de tonaj mare. Da, da. Dar de-abia rezistă? Pe drumul ăla, cărat Cășuneanu balastă, cu mașină lui tonaj. Unde are Cășuneanu până zi. Dar e drum de piață, drume. Nu trece Cășuneanu și... Să nu câștigăm într-o parte și să pierdem în două părți. Este drum de acest. Asta, da? Da. Mergem mai departe la... Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căiuți pentru anul 2016. Domnul Mare, domnule. Ați studiat ca de citat în Comunei Căiuți? Poate mai simt că nu am înțeles, ci pe unitate. Da, da, da. Întrebări, dar. Dintre domnul consilier, dacă cineva se prinde la plan. Nu se strig nimeni la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Ordinea de zi a fost terminată. Vreau să vă întreb dacă în afară de domnul Ozilean ar mai fi și altcineva care vrea să-i văd ce lucruri de să-i merg mai departe. Dacă nu e cine este cineva. Să pune la vot. Nu, mai un pic. Dacă mai e cineva care vrea să-i cuvântul la terminație. În cazul în care o să fie diversă. Deci este cineva? Da, și eu așa face.
Deci domnul Orteanu și domnul Loșcan. Deci pentru dânsii, și supunem la vot dacă trecem la punctul diversie. Deci cine este pentru diversie? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci trecem la punctul 3 pe ordinea de zi, punctul diversie. Și are cuvântul domnul Orteanu. Domnule, de când am început să se televizeze aceste ședințe, în timpul anului trecut, începutul acestui an, am avut și ocazia să văd ședințe și am avut ocazia să încep cu vizionarea unei ședințe în care consilierii din acea vreme supuneau la vot bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Odată acel buget a fost aprobarea lui a fost amânată pentru o ședință ulterioară. Cu siguranță vom ajunge în aceeași situație și în acest an. Pentru a întâmpina această situație, eu propun ca elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli a Consiliului, a Căiuțului, pentru anul 2017 să demareze cât mai repede. Pentru că, domnule, un buget nu trebuie făcut de un om și nici de doi. Trebuie de un primar sau de un șef birou contabilitate financiară. Un buget de venituri și cheltuieli trebuie făcut, elaborat un proiect, într-adevăr, de către aparatul primăriei, înaintat consilierilor, pus ca acei consilieri, în baza a trei situații pe care eu le solicit să ni le prezentați în prima ședință sau cât mai repede posibil, și am să enumer cele trei situații pe care le-aș gândi eu că ne-ar fi necesare. Una este situația veniturilor pentru anul 2017. A doua situație, situația obiectivelor care au titulatura de obiective în continuare, adică investițiile care n-au fost finalizate din anii precedenți, pentru a le putea analiza dacă mai rămânem cu ele sau nu mai rămânem în lista bugetului și ce hotărâm cu ele. Că tot le purtăm de ani, am auzit într-o ședință precedentă că avem din 4-5 ani investiții nefinalizate. Și cea de-a treia situație, propuneri pentru investițiile noi pentru anul 2017. Tot așa, cu scopul de a le putea analiza noi, consilierii, a stabilit prioritatea acestora, noi și împreună cu cetățenii. Deci, pentru ca să te poți pronunța asupra unui lucru, respectiv, să ridici mâna, să apoi un buget de venituri și cheltuieli, trebuie să știi despre ce e vorba. Ca să știi despre ce e vorba, deci trebuie să știi fondurile pe care le ai la dispoziție, veniturile, și după care să știi care sunt investițiile neterminate, nefinalizate, dacă mai mergem cu ele și cum stabilim prioritizarea lor, după aia investițiile noi și așa mai departe. Prioritizarea oricărui lucru în bugetul de venituri și cheltuieli ar fi mai ușor dacă, la nivel de comună, ar exista, domnul ei, un program cadru de dezvoltare pe termen mediu, lung și așa mai departe. Dacă ne-am dat pe lângă cele trei situații, serviciul financiar, contabilitate, și estimările pentru venituri pentru anii următori. Pentru că suntem chemați și consider că ar trebui să fim chemați, să nu gândim doar pentru anul 2017, instalăm o investiție într-un anume loc, în cadrul zonal, și după 2-3 ani să ne trezim că aia ar fi fost bine în altă parte și altă parte. Deci o viziune pe termen mediu și lung ne este necesară. Atâta timp cât nu știu venituri, atâta timp cât nu cunosc un program de dezvoltare pe termen mediu și lung, eu vă spun că nu facem altceva decât să cârpim de la o zi pe alta, respectiv de la un an pe altul. Deci cele trei situații. Situația veniturilor. Situația stadiul investițiilor în continuare, pe care o trimutăm iarăși, avem lista mare, ne mândrim că avem 4, 7, 9 pagini la bugetul de venituri și cheltuieli, dar nu ne-am întrebat sau n-ar trebui oare să ne întrebăm dacă printre ele nu se regăsesc investiții pe care le tot purtăm
în acest buget venituri de ani de zile. Se punea la ședința precedentă, domne, care e cauza pentru care aceste investiții, domnul Sârbu spunea, care e cauza pentru că tot importăm și cum mai spate. Deci, domne, nu are rost să le ridic. Avem multe investiții, ne-am propus multe, dar să ne realizăm cu nimic. Repet, un buget nu trebuie și pentru că nu se ajungă la situația, să evităm situația din anul precedent, când consilierilor li s-a înaintat proiectul de buget pentru anul 2016 și atunci a spus, domnule, nu îl votați, nu-i nicio problemă. Cineva spunea, scutura, hai, nu spunea că eu mi-asum această chestiune, dar dumneavoastră puneți comuna, punea întrebare la vremea aia, puneți comuna în situația să rămână cu bugetul precedent al anului 2015. Haideți să evităm această situație. Să stabilim astăzi, odată când cele trei situații pe care eu le solicit să ne fie înaintate, să ne putem da cu părerea și să stabilim odată sau și astăzi, pentru că, doamne mei, suntem în trecut de 15 noiembrie, mai este o lună, vin lunile cu sărbători. Ne vom întâlni și iar cu repede înainte, votăm un buget de venituri și aprobăm un buget de venituri și cheltuieli pe care nu știu dacă am avut sau vom avea timp să ne aplicăm asupra lui. Cu multă... Eu când vorbesc, nu știu acum, mă opresc. Dacă s-a scris altcineva la cuvânt, eu mă opresc. Vorbiți. Semnat? Domnule, concluziona. Termen când vom înainta cele trei situații, termen când vom primi proiectul, elaborarea proiectului de buget, pentru ca să ne dăm și noi cu părerea și să fim în cunoștință de cauză. Atât? Ați mâna? Ar fi multe, dar iară ziceți. Bine, nu. Nu. Deci, domnul primar, vreți să dați un răspuns, domnul consilier? Și nou. Și nou, numai. Vis-a-vis de investițiile pentru anul viitor. De buget. Din buget. Deci, o să vedeți și în buget. Investiții nu sunt mai avem pe buget local. Ne canalizăm, încercăm toate investițiile să mergem pe lumea fonduri europene, cât este posibil. Deci, investiții din buget local, directe, nu o să fie. O să fie cofinanțări, o să fie alte cheltuieli indirecte care sunt pentru proiectele pe fonduri europene, dar investiții direct la, în lista de investiții pe buget local, nu o să vin cu propuneri de investiții pe buget local în 2017. În condițiile astea, domnule primar, haideți să mai vin cu o rugăminte la dumneavoastră. Să stabilim odată, nu astăzi, nu pe repede înainte, să stabilim odată când veți hotărâ sau când vom hotărâ cu toții, ca din cadrul aparatului propriu al primăriei sau din exterior, să fie responsabilizat un cadru, un angajat, cu proiectare și cu atragere de fonduri. Pentru că mă bucură ideea și mă bucură ideea că nu ne vom baza, că și așa, cu fondurile care le avem noi, nu o să fie niciodată satisfăcătoare. Trebuie să atragem fonduri din afară. Dar când trebuie să ne gândim să punem om cu responsabilitate, să-l stimulăm pentru această problematică? Atragere de fonduri, proiect și atragere de fonduri. Dacă nu vom face lucrul ăsta și vom aștepta, eu vă spun un lucru. Putem oricare, poate pensionare, dacă fi un priceput, zic, înaintează un proiect. Cazul meu, m-am gândit și am să înaintează un proiect. Dar nu-i suficient. Trebuie un om specializat, trimis la specializare, la perfecționare și mai departe. Și dacă nu ne gândim cât mai repede să facem treaba asta, iar această propunere a dumneavoastră și anunț care l-ați dat că ne vom baza cu fonduri atrase, va fi o... Mulțumesc. Bun, mergem mai departe, are cuvântul domnul consilier Roșan. Da. Domnul primar și domnul executiv, vreau să dau la cunoștință faptul că pe satul Căiuți, urcarea de la Stanciu până în dealul Damian, curge apă pe drum. Deci drumul, având în vedere că a și plouat mult în ultima perioadă, este, deci sunt necesare șanțuri pe o parte și pe alta, sau cel puțin pe o parte. Acum fiecare, da, să ține de conștiința fiecărui cetățean, dar dacă nu-i impulsionăm, nu-i înștiințăm oarecum să
ia măsuri în, în privința asta, drumul este oarecum impracticabil. Avem autogrede pe brădurile astea de la un silbat. Am vorbit cu respectivul autogrederist. A spus, nu-i problemă, folosiți pe drumul, o să, să facă acolo ceva, da? Vorbiți, luați apa de pe drum, domnule, că dacă acum automat, știi? Mai fac drumuri, mai văd zone, mai văd, dar chiar așa cu apa pe drum. Deci omul a spus că se implică și mă implic și eu, la rândul meu. Dar trebuie cumva făcut să luăm apa de pe drum. Vine la cărămidării, când vine acolo, mergeți acum să vedeți, a fost foarte bine făcut, a fost pus sort, s-a făcut șanțul. Pentru că curge apă continuu, deversează undeva în față la stanciu acolo, surpă din șanț. Deci o chestie, nu e o chestie extraordinară de real. Trebuie avut în vedere că se circulă, cum sat, sunt alții care beneficiază de asfalte. Mai măcar un pic de decență să fie un pic drumul. Repet, autogretul este în zonă, când coboară sau se ocupă de chestia asta, a spus punctual omul, ar trebui cumva luată apa de pe drum. Și automat într-o lamă ceva, îl face și se remediază. Deci cetățenii trebuie înștiințați oarecum. Eu știu că au fost pe timpul moleculară, bătă, când era primar, a trebuit să înștiințați și am văzut atunci cu implicarea cetățenilor. Deci era cumva, vedea că face vecinul, face și el, dar acum un pic de lăsare, așa. Adică, nu din partea noastră, din partea lor, dar trebuie să impulsionați. Așteptați răspuns, domnul. Nu-i cazul. Am fost la ei. Am notat, din jos, au săpat. Sunt trei bătrâni, două case de locuiești care nu au și... Acolo cu 460, cu 4 mai e cineva înțeles la cuvânt după? Ați fost mulțumit până acum la ploile astea de drum? Da. Da. Dar asta se creează un precedent. Deci oricând, la fiecare ploaie se creează situația asta. Da, am spus drumul acolo. O să fiți mulțumiți. Deci de... Nu, dar e o chestie care... Da, domnul consilier, domnul primar, de momentul ăsta ședința e închisă, dacă vreți să discutați în continuare, putem sta... A venit domnul consilier, trebuie să ascultăm dacă are și de spus ceva. Dar nu, în cazul ședinței, să fiți de acord. Am prelungit ședința pentru două persoane. Asta e frumos. Dar pe ce puteți să ascultăm? Eu doream, așa, dacă sunteți atenți, am prins așa, explicuit ce a spus domnul primar, că nu vom mai avea proiecte pe buget local. Da, dar să nu cădem în extrema cealaltă. Eu sper să nu aveți presiuni pe dumneavoastră să faceți SF-uri cu nu știu ce firme, să plătiți. Buget, din cât îi cunosc eu posibilitatea, aștept și mai vin ca oricine, chiar și ca dumneavoastră. La Comuna Căița anual s-au făcut investiții din buget local între 8-12 miliarde. Le putem justifica. Dacă în buget al unui consiliu local ne putem gândi că vreți să alocați bani pe SF-uri, că din 7-8 SF-uri există posibilitatea, în proporție de 80%, să prindeți unul sau două, poate, proiecte care s-ar putea să fie suma de bani care o cheltuiți pe SF-uri. Și vis-a-vis de asta, că am văzut că ați început 7-8, eu nu sunt împotrivă să nu începe, să dea Dumnezeu să aveți finalitate la tot ceea ce vă doriți să faceți cu fonduri europene. Mai citesc și eu. Multe măsuri sunt închise. Să vă deschid. Multe măsuri, nu știu, nu știu cât se mai deschid în următorii 2 ani. Din ce văd. Aveți niște investiții începute. Dispensabil. Sunt 1,5 miliarde. Puteați da un ordin din începe sau să faceți lucrări de banii care aveți. De ce n-ați dat dumneavoastră ordin din ce? Nu puteam să fac totul într-un decurs. Deci nu înseamnă dacă eu am lăsat ceva, nu se poate continua. Este în contract, este pisteat. Nu știu în ce modalitate. Nu o dați. Nu e nicio problemă. Dacă nu dați, am abandonat, nu e nicio problemă. Constructorul bănuiesc o să-și ceară drepturi. Cine greșește, plătește. Eu dacă am greșit, o să plătesc eu. Nu e nicio problemă. Asta este... Faptul că n-am dat, eu dat sau poate vă legați de faptul că s-au pus niște termopane sau plătite, eu mi-asum așa ceva. Dacă am greșit, eu suport banii care i-am plătit pe termopane, la dispensar, prinse. Aveți 1,5 miliarde, lucrare luată pe SEAP, nu știu, este doamna juristă, să spună în ce măsură se poate rezilia contractul. De la urbanism, de câte ori am vorbit cu doamna și chiar am să fac o interpelare pentru prima ședință să fie prezent urbanismul, contabilitatea dumneavoastră, au spus că domnul primar nu vrea, nicio problemă. Dacă nu vreți dumneavoastră, eu dacă am greșit,
Eu nu sunt de acord cu investiția aia cu buget local, domnul fost primar. Eu nu sunt de acord cu investiția aia cu buget local, că e prea mare. A fost o investiție aprobată de un consiliu local, dumneavoastră uitați un singur lucru. De ce nu i-ați dat avizul de primar? Aveți un alt rol, dumneavoastră, ca primar. Cred că nimeni nu știți puterea. De ce nu i-ați dat avizul și ați făcut proiectul prin a rămas ca să dea niște aprobări de la Bacău. Dar asta nu înseamnă că dacă n-am dat... Știți făcut pe timpul dumneavoastră și cum e făcut, da? Cum este făcut proiectul? Eu nu pot să dau avizul de primar. Nu, mă doar nu, dar nu mă doar. Cum este făcut? Tocmai este făcut. Da, cum este făcut? Speculat. Ce bă, dacă ești bun, domnul primar, spuneți ce vezi la mână. Da. Ca nu știu de-o. Dacă mă lasă să termin, nu? Dar vor să pleci băieții. Vorbiți și nu atac la persoană, că nu vreau să fac dialog. Nu ești atac la persoană, dumneavoastră, bă, că cică pe timpul dumneavoastră, vin și dumneavoastră azi vici primar, prășați pe aici sau nu prășați. Păi și ce vin la mine? Păi, de ce mi-o dai mie fău tu? Dar nu ți-o dau fău tu, reziliați contractul, nici problemă, reziliați-l. Lasă vezi cu tine, nu eu, stați liniște, că sunteți în bolă. Să bună, niște de grăbă. O altă problemă care... Vreau să o ridic. La început de mandat, 2-3 consilieri, am cerut o... pentru o interpelare, o situație economică, ca să prezinte Consiliul Local Contabilitatea, situația exactă, cu bani, ce bani au rămas, cât pe conturi, situația economică a comunei. Pentru că se fac tot felul de speculații, mă rog. Cât am fost eu primar, aveam bani de topoare și de pus 80 de becuri. Acum văd că nu mai sunt topoare, da, nu mai sunt 80 de becuri. Da, duceați tăvăruc așa, mai făceați o datorie, mai plăteați un acord, mai făceați o datorie. Ne-am dus bine, vă spuneam. N-am lăsat primăria cu datorii, dar dumneavoastră nu duce nimic. Nici nu rezolvați problema oamenilor. Sau un anumit lucru. Și al doilea rând, nu știu, vedem pentru ce ședință, dacă sunt de acord și ceilalți, eu doresc să ne puneți la dispoziție la Comisia Economică tot ce înseamnă mod de achiziții, contracte vis-a-vis de lemn care se exploatează. Ce firme face, cum face, dacă licitația s-a făcut corect sau nu, vrem să vedem și noi. Sau, nu e nicio problemă. Nu, absolut nu vreau problemă. Să vedem dacă tot veniți și le-am făcut cum ne-a făcut. Nu credem că se face o morișcă de spălare de bani, așa, într-un grup restrâns. Că la primărie, de la primărie, de la primărie înseamnă că speli bani. Dar nu e nicio problemă. Cred că grupul trebuie extins. Trebuie extins, că noi am făcut puțin, am venit ca pe toți. Dar mai mult, fiecare vine de la fiecare. Nu-i loc. Nu sunt fi, de ce ați spus? Nu-i loc, mă vezi, da. Păi dar nu ai bine. Dar aveți la 10 măgare. Și în special pentru dumneavoastră, domnul Roșcan? Da. Și pentru toată comuna, cred. Da. Drumul de care ați spus, la anul s-a asfaltat. Nu v-am lăsat de proiectul. L-ați lăsat, de ce stat? Cum ați lăsat și pe groapa, cu prasă în mașină. Da, cum ați lăsat și groapa, cum așa am lăsat și drumul, nu? Deci, ce cum ați lăsat? Veniți cu ce plan, nu? Ce ați făcut dumneavoastră? Deocamdată trăiți din proiectele lăsate și ce plan? Până la 16 ani. Când ai găsat?